Și toiagul, din când în când, privea înapoi cu ochii triști sărmanul. Și deseori se uită în urmă la locul părăsit de el. Iar lacrimile curg și roaie. Dar cine știe pentru ce rămân în urma lui coline învăruite în amintiri. În urmă-i casa părintească. În urmă sunt a lui părinți. În urmă-și lasă scumpă mamă ce l-a iubit cu părtinire, încât dorea sfânta coroană cu orice preț a lui să fie. În urmă e bătrânul tată, la unde parcă întrebând, ești tu Esau? Sau ești Iacob? Eu nu te văd că sunt bătrân. Fiorii parcă îl mai cuprinde de frica în care a intrat învăluit în piei de capre să fie binecuvântat. Apoi Esau parcă-i apare în fața ochilor plângând cum, tată, n-ai păstrat nimica și pentru mine ceva sfânt. Să-i vină oare remușcarea că-l înșelase pe Esau sau mai degrabă bucuria căci el e binecuvântat? Nu, Doamne, nu vreau remușcare, fiindcă el singur, el s-a lepădat pentru mâncare trecătoare, pentru umbli de linte mi l-a dat. Atât și-a prețuit el dreptul pe care eu, gelos cum sunt, am dat tot ce-am avut, părinte, și casă, și părinți, și frați. Dar ce-am simțit atunci sub mâinile tatălui meu, nu pot asemui cu aur și nici cu lucruri care pierd. Când a strigat să se coboare bunăvoința ta din cer, simțit-am că am trecut sub paza și scutul tău dumnezeiesc. Și mă gândesc că-mi las părinții, îmi umezesc ochii de plâns. În schimb, dacă te am pe tine, eu știu că nu voi fi străin. Eram se penserate până la Laban, era drum lung, știa că nu putea să ajungă căci prea e obosit de drum. Și alege un loc ferit de zgomot, apoi se uită împrejur ce piatră ar fi mai potrivită ca să-și o pună căpătâi. Lui Dumnezeu îi se închină după obiceiul lui Avram, apoi adorme fără grijă, de parcă n-ar fi călător. Deodată în vis îi apare o scară ce e rezemată pe pământ, iar vârful ei atinge cerul și poarta sfântă de rubin s-a deschis cerul și pe această scară ce atinge poarta de creștar stătea veghind stăpânul lumii, chiar Dumnezeul cel preanalt, căci în râmna lui pentru sfințire și în gelozia lui cea mare făcu pe Domnul să rostească din nou o binecuvântare. Să nu te temi de acum, Iacove, căci tu ești binecuvântat și ție-ți dau ca moștenire ținuturile Canaan, căci partea ta e deosebită și sorțul tău deosebit. Voi fi cu tine pretutindeni, deci nu te teme de nimic. Aleluia. Atunci Iacov se deșteaptă. O, cât de tainic e acest loc! Aici e locul unde cerul comunică cu cel de jos. Cu adevărat în locul acesta e casa celui preanalt, e sfânt pământul și țărina. Prezența lui m-a transformat. Betel te voi numi de acum, tu casa celui preanalt, căci în tine pentru a doua oară eu fost am binecuvântat. Betel, Betel, tu vei rămâne neuitat, căci a dormit fiind pe o piatră. Eu l-am văzut pe cel preanalt din cerul cum vedează și pleacă fericit străinul, de parcă n-ar fi călător de astă dată. Nu spre casă, ci spre Betel privea cu dor. Nu-i mare lucru
Oare suflete ce stai și asculți, parcă uimit despre Betel și despre locul în care cerul s-a deschis? Nu te gândești, iubite suflete, că și tu ești un călător și ție ți lipsește pacea? N-ai vrea să ai un vegheator, dar care poate fi secretul că și Iacov a putut să doarmă atât de liniștit pe piatră, cu mulți în pat nu pot să doarmă. Tu nu mai dormi astăzi pe pietre, căci perii poate ai în plus și în loc să vezi scara cerească, de tulburare ești trepus. Acestea toate se întâmplă, că nu ești dezlegat de jos. Puțin îți pasă, dar de dreptul de întâi născut, ce tu-l porți. De câte ori pentru mâncare și o băutură mai ales, ai stat în cumpănă cu gândul ca dreptul de la cer să-l pierzi. Pentru un servici, pentru un favor, ai socotit ca și Esau, că zici o vorbă de pe buze, doar nu-ți pierzi dreptul de la rai. Dar Iacob, binecuvântarea, n-a câștigat-o pe nedrept, că în gelozia lui cea mare l-a câștigat pe Dumnezeu. Aleluia. Iar pilda aceasta ne vorbește prin dreptul de întâi născut. La cei care au primit arbuna, la cei ce sunt născuți prin Duh, cum prețuiești, sorășe, frate, pe Duhul Sfânt, ce l-ai primit în socotești, ca pe o comoară sau prea puțin, ești fericit. Îți amintești de ziua în care, gelos de binecuvântare, nu ți s-a părut țărâna că e prea tare sub picioare? Atunci ai întâlnit Betelul, atunci cerul s-a deschis. Aleluia. Și scara de la poarta Aleluia. Până la tine s-a întins. Oare zici și tu atunci că va rămâne neuitat? Aceea loc, aceea clipă când fost ai binecuvântat, atât ai și tu ca Iacov, ca să rămână amintire, că atunci te-ai întâlnit cu Domnul, atunci s-a îndurat de tine. Betel, Betel, ești locul în care cele mai sfinte bucurii rămasuneau ca amintire, că am poposit și noi în tine. Dar până când ne-o duce acasă, Betelul-i locul întâlnirii, din când în când deschide cerul să te cobori la noi, divine. Aleluia. Cobori că ție ți se cade să fii în frunte ori și când. Dă-i faima de odinioară când coborât ai pe pământ. Amin. Amin.